Premier Energy și furnizarea energiei electrice Nord solicită Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică majorarea prețurilor de reglementare pe furnizarea energiei electrice. Potrivit documentelor publicate pe pagina web a ANRE, Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova, solicită aprobarea prețului de 6,39 lei de bănuți pentru un kilowatt-oră, fără TVA, cu circa 1,60 lei de bani mai mare decât tariful actual. Pentru consumatorii finale, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune. Totodată, compania FE Nord cere majorarea prețului din 1 decembrie la 5,68 lei de bani pentru kilowatt-oră fără TVA, cu aproape un leu mai mult față de tariful actual pentru consumatorii finali, ale căror instalații sunt conectate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune. În prezent, consumatorii casnici racordați la rețeaua Premier Energy plătesc 4,77 lei de bani pentru un kilowatt-oră, iar cei din nordul țării 4,81 lei de bani pentru un kilowatt-oră.